autorul eseu al autorului Alexandru Ciocioi. Nu înainte, pentru că au fost câteva întrebări în sală, inclusiv domnul Constantin Capița, poetul, m-a întrebat cine este Eugen Stan. Atunci am să vă răspund eu, pentru că sunt cea mai în măsură. Noi ne cunoaștem din anii de liceu. Pentru noi, anii de liceu au sunat a cântec. Eu cu Eugen Stan ne-am întâlnit atunci. Eu l-am prezentat pe scenă de atâtea ori, da? El cântă încă de atunci și cântă foarte frumos. L-am prezentat și pe scena Centrului Cultural al Ministerului de Interne. El putea să facă parte din ansamblul Ciocârlia, nu să cânte muzică populară. Avem și o altă secție de stradă. Ne-am uitat de el, mi-aduc aminte, nu numai eu, și doamna colonel Bălan și câți domnul Geo Călugăru știe, pentru că este aici în sală, lucra pe vremea aceea acolo. Ne-am rugat de Eugen Stan să facă parte din acest ansamblu profesionist. Dar firea lui, ființa lui mereu mai rebelă, a spus nu. Dar el a cântat în locuri minunate, Adrian Păunescu l-a ales și a făcut parte din cenaclul Flacăra, apoi în Totuși Iubirea, și acum cântă pe scenele bucureștene și aici, dar și în teritoriu, și cine vrea să-l asculte, poate să meargă la... Să știi că merit bani pentru asta. Și cine vrea să-l asculte, poate să... Comision, bani, nu contează, o spunem direct ca să se înțeleagă. Poate să meargă la Excalibur. Excalibur este un restaurant frumos așezat, un restaurant cu faimă, unde nu se întâmplă și nu s-a întâmplat și nu se întâmplă alte lucruri dureroase, cumplite, tragice, dar el cântă acolo, are o formație, Meridian, formația din care face parte și fiul lui, și cântă al naibii de frumos. Nu numai muzică folk, dar el așa s-a format, cu solist, ca interpret, este și cantautor, este compozitor și ești minunat. Aplauzele pentru Eugen Stan.